Bine m-ai prieteni. Nu vorbim despre campanii electorală pentru parlamentare. Este interesat acest lucru, dar putem să facem o analiză vis-a-vis -vis de prezidențiale, de alegerile pentru Cotroceni. Avem următoarele date. Amânare sau anulare, ok, la turul 1. Domnul Ciolacu a ieșit în față și a spus nu voi mai candida, nu vreau să fiu candidatul de pe locul 2, de pe locul 3, gata, nu voi mai candida. Surse, vin acum să ne spună Surse din PSD? Ei bine, dacă se repetă cumva turul 1, Marcel Ciolacu va candida. Între timp vine și domnul Toni Greblă, șeful electoralelor. Domnule, este o declarație politică. Și atunci, ce se va întâmpla? Ei bine, mâine, pentru că nu avem voie să ne referim la partide, campanie sau așa, mâine, de fapt, se va da bătălia decisivă între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu un fel de, cum sunt în Franța, acele instituții prepa, preparatoare, înainte de a intra la universitate. Adică vom vedea cine intră în turul 2 cu ăla de pe turul 1. Logica. Pe ce mă duc? Nu-mi doresc să întâmple, ca să fie foarte clar. Să zicem că partidul domnului Ciolacu ia un scor mai mare decât partidul doamnei Lasconi. E bine, eu sunt convins că vor apărea voci care vor spune că domnule este singurul care îl poate învinge pe ăsta misticu apărut de niciunde din rețeaua chinezească. Calcule, evident, după o matematică socialistă. Domnule, trebuie să te dai la o parte, vedem noi cum facem. Eu sunt candidatul da, care intră în turul 2. Eu și nu tu, Elena Lasconi. Pe ce mă bazez? Astăzi au venit informații despre o mulțime de voturi, peste 1700, la un moment dat s-au mărit la undeva la 2000 de voturi în favoarea doamnei Lasconi. Da? Și în defavoarea domnului Celacu. Ei bine, ca să iasă așa la un uh, contrapied, domnul Romașcanu, purtătorul de cuvânt, buzoian și el, și vine și spune domnul Romașcanu, o, oh, ne-am apropiat deja la 300 de voturi de doamna Lasconi. La ce mă gândesc? Și repet, nu-mi doresc să se întâmple. Dar este bine, în caz că se întâmplă, să spunem, uite, am știut de chestiunea asta și nu mai aveți cum să o faceți. Deja este bătător, bătător la ochi. Sunt obosit, o să mă bânduie. Bun? Se poate întâmpla așa. Domnilor, noi suntem ăia care putem aduce activul de partid. Da? Noi putem lua uh, acei votanți care pot să treacă de partea noastră, învingându-l pe Georgescu. E posibil să fie așa. Dar e posibil să fie și invers. Să vină doamna Lasconi cu SRU, cu toți cei care s-au speriat de misticul ăsta, papagalul ăsta mistic, da? de Georgescu, da? să vină și liberalii. Și mai repede ar vota liberalii cu Lasconi decât ar vota psd cu Lasconi. Bun. Și atunci se fac niște calcule. Și atenție, astăzi a ieșit Paul Stănescu. Paul Stănescu este unul din greii partidului care n-a putut fi dat jos. La da, gruparea Firea Stănescu, tot felul de rest care a început cu o lălăială de aia religioasă pe Facebook, da, de 1 decembrie, de Sfântul Andrei, credință cu majuscule, pație cu majuscule, dragoste, iubire, adică ai impresia că s-a transformat într-un Georgescu de de old, repede, repede, să ia și el ceva din pantofii mortului. De ce mi-e frică? Mi-e frică de faptul că se va pune o altă matematică acolo în logica electorală. E frică, da, ca nu cumva ăștia care au impresia că trebuie să fie stăpânii țării, și aici vorbim de socialiști și nu-ți de azi de ieri, nici numai din 89, bun, să nu facă tot felul de mișcări cu care să amorțească mintea celor care spun, totuși, lasă-ne să votăm. Și cu instituții care sunt populate cu oameni numiți de ei și vă amintesc astăzi la Antena 3 am auzit pe un domn de -asta de șef de electorale vorbind, atenție, într-o instituție publică la da, numit de PSD a, dar nu există niciun candidat anti și antinato. dintr-o dată o împăcare de asta care cumva ar trebui să ne trimită la manualul de matematică din nou pentru că matematica din România deja începe să semene cu matematica lui Stalin. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Practic, mâine se va da acea bătălie în pre-turul 1. Între Lasconi și Ciolacu. Eu sper să mă înșel. M-am mai înșelat de câteva ori, dar din păcate am avut extrem de multă dreptate în alte ori. În descriere o să vă las un link, un material, un editorial, scris acum șase ani tot în decembrie, dar nu era întâi, era 5. 5 decembrie 1918, nu, 1900, nu, nici nu știu când, 2018. Da? Mă bâlbim, v-am spus, sunt obosit, acum am de pe drum. Și o să vedeți acolo de unde vin rădăcinuțele astea, de unde au fost primate rădăcinuțele astea, care s-au făcut niște rădăcini mari, 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 calea ca de nuc, care sparg fundația acasă, da? ca să înțelegeți tot răul. Pentru că răul ăsta nu este un rău conjunctural. Un rău făcut acum că ne-am supărat pe Ciucă, pe Ciolacu, pe nu știu care ne-am supărat, pe Lasconi sau pe nu știu cine. Nu vezi, răul ăsta a fost sădit de foarte multă vreme. Da? A fost sădit de biserică, a fost sădit de Academia Română, a fost sădit de tăcerea instituțiilor atunci când hoardele tricolore veneau să demonstreze că toată lumea trebuie să fie verde, român verde. Bun. A fost poate și din retragerea noastră, da? a fost rănit, sămânța asta a fost rănită și poate și din retragerea noastră, în dezamăgire, într-un non-combat, într-un dispreț, nu mai este cazul. Nu mai este cazul pentru că mâine se va da o bătălie. Peste o săptămână se va da altă bătălie. Totul este între vest și est. Da? Mâine avem între capitalism și socialism săptămâna viitoare între Occident și Rusia. Dacă ați observat, de vreo două zile este o tăcere incredibilă, pentru că am impresia că este o bătaie a șerpilor. Atunci când vine greblă să spune, domnule, dar de unde spune STS-ul că au fost atacuri cibernetice sau nu au fost atacuri cibernetice? Da? Când vine STS-ul și spune, noi tot ce am trimis da, digital, este curat. Ei bine, au venit ceilalți, nu este curat. Și acum vedem niște lucruri. Mehedinț, secția 179, Ludovic Orban, raport inițial, ăla l-a numărat, da, la mână, 36 de voturi, Călin Georgescu, un vot. Raportul final, ăla la care nu știu dacă se uită observatorii să vadă, uite, atâtea sunt, să văd, ai scris bine în calculator. Bun? Ludovic Orban, un vot, Călin Georgescu, 36. Deci dintr-un foc i s-au dat 35 de voturi. Nu mai vorbim la Scornicești, unde 835 de voturi au fost mutate la tovarășul Ciolacu. Mai este o chestiune. Noi am avut în jur de 137.000, peste 137.000 de oameni care au stat în comisie. 137.000 da, de persoane au avut de numărat undeva la 9 milioane și ceva de voturi ieșea în principiu undeva ieșeau 67 de voturi per persoană care numără. Astăzi avem în jur de 200 de funcționari da? trimiși prin prefecturi, oameni care nu au venit neapărat de la comisii, și dat explic, care trebuie să numere 9 milioane și ceva de voturi. Adică undeva la 47.000 de voturi pe persoană. Și o să vă explic ce cu chestia asta cu comisiile. Să zicem că ai fost în comisie. Am fost amândoi în comisie, să zicem. N-am fost. Da? Și mă sună după nebunia asta, după ce am stat acolo o noapte, o zi, o noapte. Da? Dom'le, hai înapoi că trebuie să renumăr. De ce să vin înapoi? Nu mai sunt plătit pentru asta. Nu-i treaba mea să vin înapoi. Instituțiile trebuie să-și facă treaba. Au fost iarăși derapaje de la CCR. Și pare totuși, totul, un lanț logic pregătit în favoarea domnului Ciolacu, ca să intre și el în turul 2. Aș vrea să mă înșel, încă o dată vă spun. Da? Dar din momentul în care s-a văzut că Ciolacu nu este în turul 2, au început niște calcule. Adică, Ciolacu n-a spus un cuvânt despre faptul da, o să-l susțin pe, o să susțin pe, pe, Lasconi sau o să susțin pe, pe Georgescu. Nu. Apoi a început să vină, domnule, eu nu mai candidez, să vedeți, nu vreau să fiu candidatul de pe locul nu știu care Pentru că astăzi, da, cu toată înrămurirea asta de instituții, să-ți vină sursele din PSD și să spună, da, domnule, va candida dacă intră în turul 2 Adică, încet, încet, se obișnuiește lumea cu subiectul Și ce va face celălalt? Domnule, n-am ce să fac, am spus că nu vreau să candidez, legea este lege, uite că nu s-au nu s-au anulat alegerile ca să ne înscriem sau să nu ne înscriem, sunt obligat să fiu acolo. Nu am cum să nu fiu acolo. Atenție! Cu televiziunile partenere în spate. Pe ce mă bazez? Activiștii, consilierii, primari, care au mers prin sate timp de o săptămână au primit acel punctaj. Acel punctaj mergea inclusiv pe intimidare. Te duci tu primar, te duci tu consilier local, la Badea Gărghe, la țară. Mai ales la țară au mers astea. Ba, dar ar fi bine să să vii să votezi, că știi, nu știu dacă ai autorizație la gard, cum stai, ți ai pus semopanul ăsta să ai autorizație sau nu. Da? Și acolo, ați văzut, probabil în presă, nu mai dau și eu, erau indicații. Prima dată îi dai omului să voteze pentru Senat, că mai puține foi. După ați ții degetul acolo unde scrie, unde scrie, unde e sigla Partidului, să vadă. Și, citez, încercați să vedeți cum s-a votat. Am încheiat citatul. Asta sunt lucruri, deja, care ar trebui totuși să intre în atenția instituțiilor. Mă îndoiesc că vor intra. Mă îndoiesc că vor intra pentru că sunt atât de speriați acum și, într-adevăr, trebuie să fie speriați de, 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 de gruparea asta prorusă, de partida asta prorusă și este prorusă, anti-occidentală, anti-NATO, anti cum vrei tu să zici, încât frică mie că vor face un mic derapaj, vor face o altă matematică, doar ca să intre cel mai puternic partid care dă un candidat în turul 2 și nu candidatul dat de matematica votului. Ca să înțelegeți. Mâine o astfel de bătălie purtă. Nu vorbim despre partide, nu vorbim despre parlamentare, nu ne interesează, ne interesează în ce măsură candidatul de pe locul 3 vine în spate cu o logică aproape neoconservatoare, domnule, lăsați chestia cu să piară lumea, dar să fie justiție. Acum trebuie să facem ceva. Ei bine, ceva ăla s-ar putea greșit, să fie ceva greșit. Pentru că Ciolacu este vulnerabil în fața Prorusului. De ce este vulnerabil? Pentru că Prorusul este mai prorus decât Ciolacu. Și Ci cine merge să aleagă, vorba lui Băsescu, între doi comuniști, între doi proruși. De asta mi-e cel mai frică. De matematică. Păi că toată viața mi-a fost frică de matematică.